Trăisariu, mulțumim Dan Spătaru pentru această piesă absolut superbă. L-am iubit foarte mult pe nenea Dan și el pe noi. Un Dan avem aici, un Dan al medicinei integrate și a soluțiilor senzaționale pentru a vă fi mai bine. Domnul Dan Hanganu se află din nou alături de noi. Bun găsit! Astăzi bine v-am regăsit! Am înțeles ca să vă vorbim despre medicina integrată, Science da, Med. Este un concept foarte interesant, anume această medicină integrată Science Med încearcă să dea o definiție atât a stării de sănătate și a modului în care ne îmbolnăvim. Ei au demonstrat, după un număr foarte mare de studii și mii de cazuri, că noi ne îmbolnăvim la trei niveluri. Prima dată ne îmbolnăvim în plan energetic, a doua oară ne îmbolnăvim în plan celular și abia în a treia fază, în planul, să spunem, organic, se simte boala. Atunci este boala manifestă. De fapt, atunci ne considerăm noi bolnavi. Da. De fapt, realitatea este că noi când simțim că suntem bolnavi, suntem deja în faza 3 de boală. Nu întâmplător cea mai celebră ecuație din fizică a lui Einstein, E egal cu MC pătrat, face legătura între energie și masă. Acum, din păcate, noi oamenii nu avem niște organe de simț să putem vedea energia. Sunt foarte multe studii care le-am făcut, inclusiv eu când eram în facultate, în care încercam să vedem efectul Kirlian. Corpul uman are de jur împrejur o aură energetică. Ei, vreau să vă spun că această definiție a stării de echilibru, de fapt, înseamnă starea noastră de sănătate. În momentul în care noi suntem echilibrați pe toate cele trei niveluri, și energetic, și celular, și în planul organic, putem să spunem că suntem sănătoși. În momentul în care apare un dezechilibru, în momentul acela ne îmbolnăvim. Și aici o să vă spun, știți că eu am obiceiul să vin la noastră cu studii de cea mai de ultima oră. Chiar și vă mulțumim pentru că studiile de avangardă ne arată drumul către viitor. Din păcate, toate aceste studii se fac în afara României. În România mai puțin se fac aceste studii. Au făcut un studiu în Statele Unite, unde s-au luat un număr de 20.000 de oameni care erau aparent sănătoși. Deci erau la servici, cum se spune. Și au fost scanați cu ajutorul medicinii integrate Science Med. Și s-au, undeva cam la 24% dintre ei s-au văzut niște dezechilibre în planul energetic. Și atunci au venit și au făcut o predicție. Au spus, aceste persoane în următoarele două săptămâni se vor îmbolnăvi. Ei, vreau să vă spun că s-au îmbolnăvit 98% din acele persoane. Deci asta dovedește faptul că acest dezechilibru energetic, în momentul în care apare, este clar că el prevestește boala. Este un factor, un indicator foarte interesant. Ei, ce a făcut medicina integrată Science Med? A făcut un lucru foarte interesant. Pe lângă faptul că are metode prin care poate sesiza aceste dezechilibre și în planul energetic, aici folosește medicină cuantică, și în planul celular, și este un echipament care se numește electrosomatograf, și în planul organic, are capacitatea să vadă boala chiar și înainte de a se manifesta. Dar partea mai interesantă este aceea că i-au gândit o schemă de tratament absolut personalizată. Și aici este, de fapt, un element de noutate. Pentru că medicina normală, clasică, să spunem, alopată, lucrează pe proceduri. Acolo, dacă vin 1000 de pacienți care au același simptom, primesc același tratament. Nu există această individualizare, această personalizare. Ei, medicina integrată a venit și a demonstrat un lucru foarte important. Că noi doi putem să avem aceleași simptome. Da? Ne doare gâtul pe amândoi. Da. Dar nu ne este eficient același tratament pentru amândoi. Și atunci ei au venit și au gândit acest tratament personalizat. Mai interesant este altceva, că metoda în sine poate să verifice eficiența tratamentului. Deci în momentul în care medicul face această anamneză și constată că pentru un pacient se gândește la un anumit remediu sau la un anumit medicament, îl poate testa pe loc și vede eficiența. În momentul în care este eficient acel tratament, se reechilibrează câmpul energetic. E foarte interesant. Și practic în momentul în care pacientul pleacă dintr-un asemenea cabinet, practic el pleacă cu un tratament nu numai personalizat, dar care este și dovedit că este eficient pentru el. Este foarte interesant ceea ce se întâmplă. Ei, această medicină integrată Science Med, vreau să vă spun că a reușit să demonstreze științific ce se încearcă de foarte mult timp. Pentru că ce a făcut? A luat cele mai performante metode din medicina, să spunem, alternativă sau naturistă. Și aici vorbim despre electrosomatografie, homeopatie, fitoterapie, vorbim despre medicina florală Bach, le-a integrat cu medicina alopată și a rezultat această metodă foarte interesantă, care are cea mai mare rată de succes, pentru că acționează și în planul energetic, și în planul celular, și în planul organic. Ei, și acum vreau să vă spun că, folosind această medicină integrată Science Med,
am reușit să demonstrăm eficiența CBD-ului pentru organism. Pentru că uleiul ozonat cu CBD pe care noi îl facem la Hemed Pharma are un rol esențial în organism, anume acela de a menține homeostazia. Homeostazia este acea stare de echilibru de care vă spuneam eu. Este. Echilibru energetic, celular și organic. În momentul în care se rupe acest echilibru, în momentul acela încep să apară problemele și ne îmbolnăvim. Ei, cel care este responsabil în organism de această homeostazie este CBD-ul. Iar acest CBD este foarte interesant, iar și este faptul că el este produs și de corpul nostru. Deci corpul tuturor mamiferelor, nu numai oamenii, produc CBD. Și acest CBD, în momentul în care apare acest dezechilibru, prima dată se distruge CBD-ul. Deci nu mai are suficient CBD organismul. Și noi atunci trebuie să intervenim cu o cantitate de CBD ca să reechilibrăm această homeostazie a organismului. Ei, vreau să vă spun că aici am reușit să demonstrăm, folosind echipamentele lor, și ne-au ajutat foarte mult în aceste studii, faptul că acest CBD funcționează ca un modulator pentru sistemul imunitar. Este foarte importantă noțiunea de modulator, pentru că sistemul imunitar face două lucruri minunate, dar face și două lucruri proaste. Lucrurile minunate sunt acelea că, practic, are capacitatea să distrugă absolut tot ce înseamnă virus, bacterii, practic ne poate menține starea de sănătate până la 200 de ani, fără niciun fel de probleme. Iar al doilea lucru minunat pe care îl face este acela că, practic, oprește fenomenele de îmbătrânire. Da? Deci ține sub control aceste fenomene de degenerare celulară. Ei, dar face și două lucruri care nu sunt ok. Primul este că se lasă păcălit foarte ușor. Tot ce înseamnă, dacă vreți, boală, sau că vorbim de o celulă, că vorbim de un virus, de o bacterie, ceva ce este nociv corpului uman, nu face altceva decât să se disimuleze, să pară că este o celulă normală, și atunci sistemul imunitar lasă în pace acea celulă care nu este bună pentru organism, acea celulă bolnavă, să spunem. Ei, aceasta este marea problemă a sistemului imunitar, faptul că poate fi păcălit destul de ușor. Deci el, în momentul în care vede că acolo este o celulă bolnavă, are toate mijloacele să o distrugă într-un timp foarte scurt. Și aici chiar iarăși să vă dau o informație de ultimă oră. Știți că virusii nu sunt de fapt niște ființe vii. Ei sunt la granița între viu și neviu, pentru că au o structură atât de simplă. Ei sunt practic o structură de ADN sau ARN într-o teacă mielitică. Atât. Nu au structura unei celule vii. Dar asta face un virus extrem de periculos și este foarte greu de distrus. Virusii rezistă în spațiul cosmic. Deci, în fața radiațiilor cosmice, virusii sunt imuni. E, sistemul nostru imunitar este atât de performant încât poate să distrugă acești virusi. Ceea ce nu poate să distrugă radiațiile interstelare, reușește sistemul nostru imunitar. Dar problema lui este că nu întotdeauna vede corect. Și atunci apare acest CBD și acest sistem endocannabinoid, care el ce face? Funcționează ca un radar, dacă doriți, pentru sistemul imunitar. Adică îi arată sistemul imunitar, atenție, această celulă sau acest virus sau această bacterie nu este bună pentru organism. Sistemul imunitar în prima fază nu-l crede. Deci acum explicăm într-un mod foarte simplu. Zicem, dom'le, dar mie mi se pare că e ok. Și atunci sistemul imunitar crește impulsurile către sistemul imunitar în așa fel încât să-l convingă totuși să trimită câteva celule T-killer. Acestea sunt celulele pe care le are sistemul imunitar și care distrug aceste celule care nu sunt bune pentru organism. Le trimite prima dată într-un număr mic, să vadă cumva de test ce se întâmplă acolo. În momentul în care acele celule ajung acolo, se dă semnalul că într-adevăr acea celulă este rea și atunci vine sistemul imunitar cu toate trupele și distruge și anihilează această celulă. A doua problemă a sistemului imunitar este că uneori reacționează disproporționat. Adică el, dacă vreți, acesta este cazul alergiilor, al bolilor autoimune. În această situație, sistemul nostru imunitar are tendința de a distruge și celulele sănătoase. Deci el vine să distrugă celula bolnavă, dar dacă vreți, grabă, ajunge să afecteze și celulele sănătoase din jur. Și aici pot să apară afecțiuni foarte grave. Și vreau să vă spun că în momentul acesta sunt autorizate pe plan mondial ca medicament produse împotriva acestor alergii, împotriva acestor boli autoimune. Asta face ca CBD-ul să fie esențial pentru organism. Și aici să revenim un pic la ce am făcut noi în România, pentru că vă spuneam că noi avem aici un brevet de invenție unic în lume. Am reușit să ozonificăm uleiul cu CBD. Asta a făcut ca produsul să fie de 10 ori mai eficient decât produsul neozonificat. De ce? Pentru că noi avem o barieră de protecție, este bariera dermică, de care nu trece mai nimic.
nici virus, nici bacterii, da, nici corpurile străine. Fără bariera dermică am murit mai puțin de 12 minute. Dar această barieră de protecție mai face și un lucru rău. Nu lasă nici substanțele bune să pătrundă în organism. Și atunci, în momentul în care iei orice produs, că este medicament, că este unguent, că este orice, el ajunge la bariera dermică și ajunge undeva maxim 25-30% este în organism, adică este lăsat să pătrundă în organism. Unde ce să vezi, nici acest 25-30% nu este tot acceptat, pentru că există un mecanism suplimentar care se numește biodisponibilitate și care, chiar dacă o substanță ajunge în organism, este rejectată de organism. E, această biodisponibilitate, practic, dacă noi am reușit, ozonificând produsele cu CBD, să creștem această penetrare de la 28% la 92-95%, partea de biodisponibilitate am crescut-o de 10 ori. Asta face ca produsele ozonificate cu CBD la Hemmed să fie probabil cele mai eficiente din piață în momentul acesta, în lupta cu foarte multe boli. Pentru că sistemul nostru imunitar este cel care este responsabil, dacă vreți, cu tot ce înseamnă menținerea stării de sănătate în organismul nostru. Și aici aș vrea din nou să le mulțumesc colegilor de la ScienceMed pentru cercetările pe care le-au făcut și dedicarea cu care au studiat ani de zile aceste mecanisme care, repet, nu sunt ușor de pus în vedere, pentru că noi, ca oameni, nu avem capacitatea să vedem energia. Eu când mă uit la tine, te văd doar partea materială, nu văd partea energetică. Așa este. Și a fost nevoie de niște investiții foarte mari, echipamente de ultimă generație, ca să poată să se vadă această energie. Au ajuns cu studiile până acolo încât să vadă la nivel de ADN energia. Deci lucrurile sunt atât de evoluate în acest moment în lume și spuneam că se fac undeva în jur de 2500-3000 de studii anual cu CBD. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că probabil cea mai atentă autoritate de reglementare în domeniul, FDA-ul din Statele Unite, are în momentul acesta o deschidere totală pentru CBD. Deci toate produsele noastre cu CBD sunt autorizate în momentul acesta de către FDA. Trebuie să spunem aici, spun doar o secundă, toți oamenii care au încercat la un moment dat să facă vreo afacere, de exemplu pe Amazon, trebuie să știe, sau dacă intre pe piața americană, FDA-ul este extrem de sever, nu face rabat de la nimic și absolut, fără acest certificat FDA Food and Drug Administration nu vinzi nimic în ceea ce înseamnă terapie, sănătate, sigur, evoluție, bine pentru om. Sunt foarte riguroși în analiză. Și da, există în acest moment o bibliotecă, dacă doriți, publică. De aceea felicitări. Adică e chiar da, deci aici chiar lăsăm mândri, suntem chiar foarte mândri, modestii, nu mai vrem da, să fim modești. Am reușit să demonstrăm că acest CBD este foarte bun pentru sănătate și există o bibliotecă publică, PubMed se numește în Statele Unite, în care se găsesc foarte multe studii făcute cu CBD și invit oamenii în România, că deja engleza este cunoscută de cea mai mare parte, evident, dintre români, să vadă aceste studii, să le analizeze, să vadă cu ochii lor ce înseamnă progresul științific, ce înseamnă studiile adevărate care se fac în momentul acesta în lume. Și cumva noi în România, deci nu avem resursele financiare pe care le au ei. Faptul că noi am reușit această invenție în România uimește pe toată lumea. Ei spun, dom'le, e imposibil ca voi în România, care nu aveți, noi nu avem o istorie în domeniul acesta al cercetării. Noi am fost o excepție. Ei au miliarde de dolari băgate în cercetare pe acest domeniu și n-au reușit să facă ce am făcut noi în România. Senzațional. Doamnelor și domnilor, Dan Hanganu cu informații absolut extraordinare, câtă vreme o instanță, cum să spun, de certificare medicală, dar și terapeutică, cum este FDA, certifică anumite cercetări și produse, înseamnă că ceea ce face domnul Hanganu și echipa sa sunt pe drumul cel. Avem o echipă minunată de cercetători în România. Felicitări! Mulțumim foarte mult! După o scurtă pauză, alte povești senzaționale.